au văzut moartea cu ochii. Șoferul și pasagerii unei mașini au suferit un adevărat șoc după ce au ajuns cu mașina într-un șanț. Totul a avut loc în după amiaza de 22 septembrie, în jurul orei 17 pe traseul Orhei Călăraș, în apropierea satului Lucașeuca. În mașina condusă de șoferul de 34 de ani se aflau și doi pasageri, o tânără de 22 de ani și un tânăr de 28 de ani. Potrivit oamenilor legii, automobilistul ar fi ieșit la depășire fără a ține cont de carosabilul umed, iar prin urmare ar fi pierdut controlul asupra volanului. S-a izbit în borna kilometrică, după care a fost proiectat într-un șanț de la marginea drumului. În urma drum coliziunii, automobilistul a fost preluat de ambulanță și dus la spitalul raional Orhei. Preliminar, el ar fi fost diagnosticat cu o fractură a antebrațului stâng. Pasagerii din mașină au scăpat nevătămați. La moment, poliția din Orhei investigează toate circumstanțele cazului.